ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Noutăți Regionale. Astăzi vom vorbi despre potențialul României în domeniul agricol. De aceea am invitat în studioul Infinit TV pe domnul dr. Radu Antohe, expert în politici agricole și dezvoltare rurală. Bună ziua și bine ați venit! Să rămână, bună seara! Sper că nu am greșit numele! Bună seara și bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Și pe domnul doctor inginer Leonard Stafie, bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și sper să iasă o emisiune bună și pentru cei de acasă să venim cu informații noi și binevenite pentru în ceea ce privește domeniul agricol. Cei de acasă pot să ne și sune în direct la 0332711222 pentru a intra în legătură directă cu noi și adresa întrebări invitaților noștri. Cred că aș vrea să încep cu această carte care a fost lansată astăzi, toate că întrebările erau puțin mai altfel, dar astăzi a avut loc lansarea cărții Găini Outoare în sistemul Free Range, ghid practic de creștere. De unde a plecat ideea și un scurt rezumat al acestei cărți? Pentru că această carte a pornit de la un vis sau de la o idee, am să rog pe colegul meu, pe domnul Leonard Stafie, să vă spună câteva cuvinte despre acest demers. Un demers pe care l-am dus astăzi la finalitate. Bună implementare, să spun. Cartea Găini Outoare în sistem Free Range, de fapt, este rezultatul a trei proiecte deja implementate, a unor microferme cu o capacitate fiecare de către 1000 de găini outoare. Microferme care reprezintă o soluție tehnică economică pentru dezvoltarea mediului rural, de fapt dezvoltarea satului. Dacă discutăm despre titlu și o să fiu întrebat sau sunt întrebat sau am fost întrebat de ce free range, pentru cei care sunt consumatori înseamnă acel ou care este notat după sistemul de creștere cu cifra 1 și dacă vorbim despre specialiștii din zootehnie, este vorba de creșterea găinilor ouătoare pe așternut permanent cu acces liber în padoc. Ideea a plecat de mai mulți ani, prin 2005, prin care încercam împreună cu Radu să găsim o soluție tehnico-economică, de business, de afacere în agricultură, în care să dezvoltăm o idee și să o implementăm. Spre deosebire de alte cărți, sau ce avantaj avem noi, că în afară de prima parte, care este o parte teoretică, ca orice lucrare științifică în care este prezentat modul actual de dezvoltare a tehnologiilor în avicultură. Avem partea a doua, care este efectiv partea practică, în care noi am crescut, sau beneficiarul proiectului a crescut 1000 de găini ouătoare în acest sistem și avem toate datele din fermă cu privire la echipamentele de furajare, de adăpare, sistemul de iluminat, sistemul de ventilație, inclusiv productivitatea. De aici am tras și o concluzie că pentru mica afacere, pentru cineva care are un serviciu și care vrea să are o suprafață de teren în spatele casei de 5.000-6.000 de metri pătrați și eventual mare în extravilan 2-3 hectare de unde obține porumb sau grâu, care poate fi utilizat în furajarea păsărilor, atunci este până la 3.000 de capete, este o microafacere și aduce un venit în plus. Peste 3.000 de găini ouătoare reprezintă o afacere de care trebuie să te ocupi neapărat și acest lucru să-l faci. Noi, de fapt, am încercat să găsim o modalitate modulară, să scoatem țăranul cu 20 de găini ouătoare, să scoatem din această sincopă economică și nu numai economică, și sanitar veterinară, pentru că nu avem o trasabilitate a produsului, nu avem, aici poate, colegul Radu poate să spună mai multe, și să-l aducem într-o piață și să poată să dezvolte o afacere și la rândul lui să se dezvolte, plus să plătească, de ce nu, impozite și taxe la statul român. Până la urmă, poate fi o afacere profitabilă, chiar din găinile din curte, să-i spunem așa. Asta am și vrut, prin acest demers să încurajăm, să contribuim, până sigur. La urmă. Din păcate, astăzi, realitatea rurală este una pe care nu ne-o dorim, nu ne-o dorim din punct de vedere al evoluției demografice. Satul românesc, din păcate, astăzi se află într-o mare situație neplăcută și anume depopularea satului românesc reprezintă o amenințare pentru tot ce înseamnă la urma urmei dezvoltare rurală. Avem o populație îmbătrânită, pe de o parte, pe de altă parte migrația tinerilor, cum spunea și domnul Stafie,
reprezintă una din marile pericole, plus faptul că ne pierdem cultul muncii. Ne pierdem cultul muncii pe zi ce trece și nu numai în satul românesc, din păcate, și trebuie să venim cu modele viabile, modele viabile într-o Euromânie a unui moment foarte important, sărbătorim 100 de ani de independență, 100 de ani de existență, 100 de ani de unitate națională, 100 de ani de, cum să-i spun, ca nație sau ca popor. Și atunci trebuie să ne regăsim iarăși veleitățile unei nații care are o coloană vertebrală, și anume mă refer a unei verticalități în decizii, în politici, în tot ce înseamnă o normalitate. Cred că astăzi satul românesc are nevoie mai mult ca oricând de astfel de modele. Locuitorul din zona rurală, și aici mă refer pe de o parte la gospodăria țărănească, pe de altă parte și ferma de familie, conceptul nou european în care totul se desfășoară în jurul unei familii, unei familii de țărani, de gospodari. Astăzi avem nevoie de modele. Unul din aceste modele este acest model de creștere a găinilor ovătoare în sistem free range, în care pe lângă ceea ce produce pentru autoconsum, până într-o populație de găini, să zic 300, 500, 1000 de capete, în funcție de posibilitățile fiecăruia, putem crea un sistem alternativ, sunt pași concreți de urmat pentru a dezvolta un model de afacere în satul românesc și nu numai, cât și în zonele urbane, periurbane, să devină o alternativă pentru a duce în piața locală, în piața cea care este suverană pentru valorificarea prin lanțul scurt alimentar, adică producător-consumator, respectând tot ce înseamnă securitate și siguranță alimentară, pe de o parte, pe de altă parte, găsind un mod de a-și desfășura activitatea, cum spuneam, această populație îmbătrânită și nu numai, cât și pentru tineri, să venim cu mijloace viabile pentru micul fermier să intre pe o piață, apoi, bineînțeles, crescând natural spre o evoluție normală și după aia se duc într-o piață fiscalizată, îi scoatem din zona gri sau zona neagră în care, cum spuneam, pe autoconsum și să-i ducem în zona de profit. Da, sigur. Eu aș dori să fac o precizare și o subliniere pentru a nu se confunda ca la țară, pentru că conform tehnologiei avem trei mari sisteme de creștere, să explicăm așa inginerește. Unu, avem sistemul gospodăresc în care avem niște găini care produc maxim 150-160 de ouă pe sezon de producție, ceea ce înseamnă o profitabilitate sub zero a găinii respective, utilizând un furaj dezechilibrat și un consum foarte mare. După aia avem al doilea sistem de creștere semi-intensiv, unde se încadrează acest sistem de creștere free range plus sistemul de creștere ecologic. Și după aia avem al treilea sistem, care este creșterea intensivă și semi-intensivă. Pentru cei consumatori, discutăm despre creșterea la sol și creșterea în baterii, care sunt notate cu cifra 2 și 3. Dacă o să vedem și o să vedeți cu cifra 1, europenii au gândit cu mulți ani înaintea noastră, undeva prin anii 50-60, când s-au lovit de problema aceasta, au încercat să găsească o legislație, o modalitate legislativă prin care să mențină populația tânără în mediul rural și care să-i ofere o variantă de desfacere. În ce sens? Să nu intre mica gospodărie sau micul fermier, mijlociu fermier în concurență directă cu marile firme avicole. Și atunci au creat acest sistem de numerotare a oului după sistemele de creștere 0 ecologic, 1 free range, 2 creștere la sol, 3 în baterie, în care sunt niște condiții pentru cifra 1 și cifra 0, ecologic și free range, condiții cu privire la suprafață de teren alocată păsării în padoc sau pe iarbă afară, condiții cu privire la densitate, condiții pe care fermierul mare, care are peste 100.000 de păsări, nu este interesat și nu este un business pentru el. Plus că îl limitează regulamentul european până la aproximativ 9.000 de capete de găini ovătoare. Ceea ce înseamnă că a creat legislativ în piață, a creat o nișă de piață prin care nu o să intre în concurență cu unul care are foarte mulți bani și care își permite marketing, își permite inginer zootehnist, își permite orice. Și atunci i-a lăsat un loc pe piață și nici nu o să poată veni nimeni
cu 100.000 de ouă peste noapte ca să închidă afacerea micului fermier, pentru că nu are de unde să ia suprafața de teren unde trebuie să plimbe pe afară găina și este limitat de către această densitate din adăpost. Până la urmă și aceste lucruri trebuie să le afle cei interesați să dezvolte o afacere în domeniul agricol, pentru că sunt poate tineri și nu numai, care ar dori să acceseze fonduri, poate să își deschidă o mică afacere, doar că nu au nevoie de un drumare, de idei, pentru că au fost. Asta am și propus. Tocmai până la urmă e o idee de afacere exact. Care e Ca să vă dau un exemplu, la nivelul României din 76 de milioane de păsări și găini ouătoare discutăm la 40 de milioane de capete înregistrate, în sistemul acesta free range sunt 10 ferme autorizate cu cifra 1, cu un efectiv de 40.000 de păsări. Deci la o populație de 18 milioane de locuitori avem doar undeva la 30.000 de ouă pe zi cu cifra 1. Și ideea care a avut-o colegul Radu Antohe cu privire la lansare a fost la Liceul Agricol Tehnologic Miroslava și vreau să subliniez lucrul acesta pentru că de fapt de acolo trebuie să ne plece pepiniera și acolo trebuie să ajungă. Am vrut să facem în mijlocul tine, de acolo de unde pleacă, da, cei pentru care că efectiv sunt viitorul specialist și viitorii fermieri. Unica șansă. Da, și avem un liceu care am văzut că chiar am filmat acolo și vom difuza și această lansare de carte și e un liceu care Avem tradiții, avem valori, avem o școală în spate, o școală agricolă extraordinară pe care o moștenim. Știți cum e? Dacă nu cunoaștem trecutul, dacă nu consolidăm un prezent, să vedem pe ce nu mergem, nu putem pregăti un viitor. Asta este o regulă nescrisă pe care dacă nu o respectăm, natura ne va sancționa. Mai devreme sau mai târziu? Istoria. Cum vreți, evoluția în timp și spațiu. De aceea am ținut să se facă în mijlocul celor din spațiu rural, unde acolo și-au avut rădăcinile tot ce a însemnat politici sănătoase, politici bune. De altfel și acum, Ministerul pune în practică soluții din ce în ce mai bune și foarte aplicate pe nevoile fermierului român, pe nevoile locuitorilor de la sat, decât faptul că ne-am dorit foarte mult să aducem cât mai mulți tineri în agricultură. Eu vă întrerup să luăm și un telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, doamnă. Vreau să întreb domnul Stafi ceva. Care este rolul apei în cei care mai sunt la țară? Ce-au mai rămas la 70 de ani, 80 și încolo? Rolul cui, doamnă? Apia. Cu ce mai ajută? Sau dacă ar trebui ajutat? Din păcate, în emisiunea aceasta nu sunt în calitate de... Dar știu că tot la APA aparțineți, adică de asta mi-am permis să vă pun întrebarea asta. Da, nu o să vă pot răspunde la întrebarea aceasta. Da, vă pot răspunde eu, doamnă. Vă răspunde colegul. Dacă vreți. Mulțumim pentru intervenție. Bun. Sănătate multe, la revedere. Mai mulțumim, bine, la doamnă. În actualul context, România, ca stat membru Uniunii Europeană, beneficiază de o mare oportunitate și anume faptul că acest al doilea exercițiu bugetar, Programul Național de Dezvoltare Rurală, se află în plin avânt, un al doilea exercițiu care a fost foarte bine elaborat. Dacă primul a fost bun, îl consider pe acum acest al doilea foarte bun și vine pe nevoile fermierilor și pe soluțiile pe care trebuie să le implementeze, să le pună în valoare pentru fermieri. Unul din aceste programe sunt doi piloni, unul care susține plățile directe, subvențiile, la care se referea doamna, ceea ce este pus în practică în România de către APIA, și un al doilea înseamnă măsurile din program, cele care sunt dezvoltate de direcția de strategii de PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii. APIA astăzi are un rol foarte important, susține măsuri esențiale pentru forma vegetală, pentru componenta vegetală satul românesc și pe zona de zootehnie. Sunt măsuri care țin de conservarea mediului, sunt măsuri de ecocondiționalitate, sunt măsuri de agricultură ecologică, sunt măsuri care susțin comasarea, pe de o parte, pe de altă parte calitatea solului, pe de altă parte înverzirea. Sunt foarte multe măsuri viabile, bune, care la urma urmei au în spate un sprijin care ce rol au? Să asigure constanță pentru fermieri, să existe în piața aceasta agricolă, pentru că la urma urmei Uniunea Europeană finanțează măsurile și dau acești bani
pentru a asigura climatul necesar ca fermierul să-și ducă la bun sfârșit într-un an agricol toate activitățile pe care el și le-a preconizat și le-a bugetat, și atunci aceste măsuri de subvenție pe care APIA le face sunt un real folos pentru toți cei care sunt la activitate. Acum este prima dată și grație meritul Ministrului Agriculturii, care a pus la punct un sistem extraordinar și se dau la timp, se dau la momentul optim pentru fermier. Așadar, în continuare sperăm ca și la următorul program, la următorul PNDR, care va începe după 2020, să continue pe un astfel de climat, un astfel de alternativă viabilă pentru satul românesc. Eu vreau să mulțumesc telespectatorilor că mă știu și din altă postură, dar aici la dumneavoastră, la emisiune, am fost invitat împreună cu Radu Antohie în calitate de coautori la o carte de specialitate, și eu, după programul de lucru, am o pasiune și o specializare zootehnia, avicultura. Și în general îmi place să spun că, cu ghilimele de rigoare, că mai întâi sunt un găinar și după aia restul. Da. Până la urmă și APIA vine cu un ajutor față de acei, nu știu, substanțial. Nu numai pentru fermieri, că știu că sunt niște fonduri care vin și pentru Bun, este și o componentă, dacă vă referiți, poate pentru a ajuta anumite sincope din punct de vedere al producției alimentare, pe anumite produse deficitare, pentru populația cu un anumit nivel de venit nesatisfăcător din punct de vedere al asigurării nivelului de trai. Sunt într-adevăr multe componente pe care APIA le are în vedere și pe care le susține pentru, repet, bunul mers sau buna funcționare a satului românesc. Eu aș dori să spun în felul următor, și cred că Radu este în asentimentul meu. În principal, orice fermier, când își face un business, un plan de afacere, indiferent că este fermă mică sau fermă mare, analizează să fie viabilă economic, fără subvenții sau fără ajutor de la stat. Pentru că aceste ajutoare pot fi mai sau mari, mai mici sau pot dispărea. Și atunci, dacă nu ai o fermă viabilă din punct de vedere economic, din punct de vedere tehnic, atunci nu reziști pe piață. Cel mai bun exemplu este când s-au închis exporturile spre Rusia. S-au găsit soluții, fiind fermele viabile, chiar dacă aveau supraproducție, să se compenseze cumva și să reziste pe piață. Și nu numai atât. Ce e important să înțeleagă telespectatorii? Faptul că APIA are un rol foarte important, bun, asigurând această constanță în producție. Dar ce sunt subvențiile, la urmă, ca să înțeleagă toată lumea? Ele nu sunt surse de profit sau de altceva. Ele sunt efectiv alternative, adică ți asigură garanția pierderilor de venit, că tu, ca unitate sau ca gospodărie agricolă sau ca exploatație agricolă, îți poți bugeta, îți poți asigura un climat eficient economic din punct de vedere a rentabilității pe o astfel de sursă. Uniunea Europeană a gândit acest sistem numai și numai în folosul fermierului, de a deveni profitabil, de a deveni competitiv. Așadar, lucrul acesta nu are decât de câștigat pentru ce înseamnă dezvoltare rurală. Asta așa este. Și România are un mare potențial în ceea ce privește dezvoltarea agricolă. Acum nu știu cât știm să-l exploatăm. România este o țară agrară, fără doar și poate. Noi să avem un mare potențial agricol, pentru că deja, așa cum știm din istorie, noi ne-am dezvoltat țara, ne-am dezvoltat identitatea noastră națională prin, vrem, nu vrem să spunem lucrul acesta, prin agricultură. Și în jurul satului românesc. Sigur. Așa. Avem, dacă ne raportăm la generațiile a doua, a treia, în general cam toate provin din spațiul rural, din mediul agricol. Așadar, agricultura a fost cea care a susținut economia națională de-a lungul istoriei și o susține și astăzi, și potențialul pe care îl avem astăzi, pentru că ne raportăm la 30% câmpie, 30% podiș deal și 30% zonă montană, suntem binecuvântați din acest punct de vedere pe arealul pe care suntem așezați. Așa că agricultura reprezintă o mare oportunitate. Am consolidat acum, în actualul PNDR, cum spuneam, al doilea exercițiu, forma vegetală.
Sunt foarte multe lucruri concrete care s-au făcut pe componenta vegetală. Ne-am asigurat o producție din ce în ce mai bună, o producție primară care stă la baza dezvoltării agriculturii. Pe de o parte am valorificat-o datorită contextului european și faptul că la 10 ani după integrarea Uniunii Europeană, astăzi România este o țară agrară, avem două producții pe primul loc în Uniunea Europeană, la floarea soarelui și la porumb. Deci, iată că am revenit într-un loc în care în istorie îl aveam bine meritat ca prestigiu și ca prestanță recunoscut de către toți. Acum, într-adevăr, revenim pe acest trend și, bineînțeles, politicile care vor urma vor fi la fel de bine gândite și consolidate spre o dezvoltare pe forma de creștere de animale, spre zootehnie. A venit și un ajutor din partea Uniunii Europene în ceea ce privește fondurile europene pe partea de agricultură. Păi suntem pe locul întâi la absorție. Pe fondurile europene, agricultura. Se termină. Da, da, urmează bugetele, pregătim celelalte. Să știți că lucrurile vor nu... Vor fi în continuare. Asta, bani care vor veni să susțină. O premisă extraordinară. Pentru că nu au curaj nici tineri și nu au nici din ce, nu, cred că să... Cred că cel mai important lucru este această triadă pe care o consider foarte importantă. Cunoaștere, informare, diseminare. Ceea ce faceți la urma urmei și dumneavoastră, mass media. Pentru că fără o informare, fără o diseminare, fără a aduce informația la nivel de decizie locală. Și astăzi avem atâtea și atâtea exemple bune. Avem măsura lider din PNDR care contribuie la nivel de sat efectiv cu modele viabile, cu modele concrete. Cum este și acest model cu creșterea găinilor rotoare în sistem free range. Plus faptul că tinerii, dacă nu sunt informați și dacă nu reușesc să ajungă la un climat de încredere, de susținere, pentru că agricultura este singura ramură în care cred că măsurile au fost stabilite pe un concept existențial extraordinar, și anume, dacă nu-i dai pământului, pământul nu-ți dă. Dacă nu-i dai animalului, animalul nu-ți dă. Sunt lucrurile naturale și firești ale unei evoluții. Adică totul este, cum să vă spun, efectiv natural. Aici nu vorbim de... E ca o matematică. Adică oferi, îți dau. În 2007, când am fost primul exercițiu, știți foarte bine și s-au vedeați când mergeați la țară, erau terenurile foarte fragmentate, parcul de mașini era învechit, parcul de utilaje agricole era învechit. Acum când mergeți în câmp, vedeți că nu mai găsiți o bucată de teren lăsat pârloagă, iar parcul de utilaje este complet schimbat. Ceea ce înseamnă că în 10 ani fermierul român a început să se capitalizeze, să-și dezvolte ferma vegetală și urmează și zootehnia. În zootehnie e mai complicat pentru că nu poți numai cu un tractor și să ai pământul. În zootehnie ai nevoie și de medic veterinar, ai nevoie și de inginer construct, ai nevoie și de inginer zootehnist. Sunt mai multe componente, ai nevoie de ingineri mecanici, am uitat să spun, și de automatizări, mai ales pe partea de avicultură, unde este specia cea mai automatizată, informatizată deja, deci putem pe avicultură primim pe telefon toate datele tehnologice din hală. Și atunci este puțin mai complicat din cauza aceasta și plus că nu eram suficient capitalizați ca agricultori, dar deja se cunoaște și cei fermieri mari sau mijlocii cu anumite suprafețe de teren deja au început să se orienteze spre zootehnie, mai ales când au apărut acele stimulente. Uitați-vă la vaca de carne, ce bine s-a dezvoltat sectorul de vacă de carne, la oaie. Încet, încet începe și porcul. Premisele sunt bune. Și porcul. Ideea este să conștientizăm că trebuie să utilizăm sau să folosim, să cumpărăm produse românești. Asta este foarte important. Primul lucru, să cumpărăm citim, produse românești. Să citim pe etichetă ce scrie, pentru că eu am văzut la diverse produse, nu o să dau nume firmei sau ceva de genul ăsta, în care spune că puiul era crescut cu cereale, și întrebarea mea până acum, cu ce a fost crescut? Cu nisip? Adică să informăm, mai ales dumneavoastră mass media, să informați populația că ori toți puii sunt crescuți cu cereale. Da, nu, este așa un până la amalgam. Până la urmă e nevoie și de informații, pentru că informații sunt peste tot, în mediul... Calitatea lor și acuratețea. Informații vin de peste tot și atunci când acumulezi un... Știți, portofol de informații și nu știi că nu se lipește una cu cealaltă. Când a fost scandalul cu ouăle stresate, bineînțeles că și specialist a ieșit și a spus, domnule, nu este normal, o pasăre dacă este stresată nu se mai ouă, dacă nu se mai ouă nu mai ții. Deci este o pură teorie, dar partea bună a acelui scandal
este că mă uitam și acum în supermarket când merg, lumea a început să se uite pe etichetă și să uite la sistemul de creștere și să uite să vadă... Sau? Nu există așa ceva. Acum ideea și deci... în sistemul intensiv și în sistemul tradițional sau în cel, să spun... semi-intensiv. Semi-intensiv. E un sistem care nu are, să spun așa, o componentă majoră în economia sau mai bine în zootehnia românească, în avicultură. Dar sistemul intensiv, la fel de normal ca și sistemul extensiv, oferă produse de înaltă garanție, înaltă calitate din punct de vedere a potențialului lor. Astăzi, toate unitățile avicole respectă toate normele de biosecuritate, de bunăstare animală, de siguranță și securitate. Adică legile astăzi sunt atât de clare în contextul european în care nimeni nu se mai joacă. Adică nu exact, vorbim nu acum există, de... Nu sigur, există ou stresat. Nu există. Adică astea din, sunt din punct de vedere, discuții fără sens. Putem discuta despre culoare, gust, miros, ok, și diferențe între sisteme. Dar din punct de vedere a siguranței sanitar veterinar, din punct de vedere a producției, din punct de vedere calitativ chimic, nu există nicio diferență între oul produs în cifra sigur, 1 și sigur, cifra 3. Pentru că dacă o pasăre nu i-am asigurat, ca să înțeleagă condițiile telespectatorul optime, ce mai bine, oare de ce nu se mai o găinile iarna? De frig. Este un factor de stres. Frigul, temperatura. Avem factorul lumină, pentru că avem lumina sub 16 ore de lumină și atunci pasărea nu se mai ouă, este stresată. Avem temperatura, un alt factor de stres și nu se mai ouă. Și al treilea factor, de la o furajare bogată, pentru că are acces la iarbă și la râme și așa mai departe, pe timp de iarnă se limitează accesul și atunci rămâne numai cu acel porumb care administrează fermierul. Și de fapt, dacă stăm și analizăm, o găină ținută la minus 30 de grade, de fapt aia este stresată. Și deci în momentul în care nu se mai ouă, este nu stresată. Nu mai există ou stresat. Da, a fost pur și simplu. Au fost niște de interese. Zic, sunt niște informații care vin și de multe ori mai era încă un... Da, perturbă acest mesaj da, și nu e, e normal. Acea declarație sau impozitarea oului din curtea... Ideea este felul următor. Da, sunt lucruri hazardate care nu, chiar nu trebuie să luate. Nu poți să te duci în... să-i impozitezi bătrânei de la țară care are 10 ouă pe zi ideea, să iei nu. Bani. Ideea a fost, cred că de presă a fost mai mult... A fost ideea unui domn deputat de Iași. Ideea a fost în felul următor. Eu am ascultat cu mare atenție. Ideea a fost în felul următor. Ce discutăm noi acum? Noi avem 50 de milioane de păsări în gospodării țărănești, în 3 milioane de gospodării. Dacă facem un calcul așa sumar, avem undeva la 20 de păsări care nu se întâmplă nimic cu ele, nu știm ce se întâmplă. Un consum, dacă facem un consum, sunt 5.000 de tone de porumb care pleacă și nu se regăsesc nicăieri. Deci, și bineînțeles că și aceia oameni au nevoie de servicii medicale, școlare și așa mai departe. Sunteți de acord cu mine, nu? Dar ne plătim nimic și ne regăsindu-se economic. Eu nu spun acum că vin să... Dar să hai să venim cu o soluție tehnică, să nu mai aibă 20 de ouă pe zi sau 10 ouă vai de steaua lor, hai să aibă 300 de ouă, să scoată un profit, să fie economic și din care și o parte de acolo o să plece spre către o direcție da. Către asigurări de sănătate sau școlare. Cred că trebuia puțin mai dezvoltată ideea în sensul explicat de la cap la coadă cam de unde trebuie plecat. De la și 50 unde de milioane, ajuns? 50 de milioane, am fost pus în postura la un veșor de-a meu care a terminat ingineria economică, trebuia să, pe bază să unor statistice dintr-o comună din Iași, trebuia să facă randamentul economic, niște chestiuni de genul ăsta. Când m-am uitat pe efectivul de păsări din comuna respectivă, undeva la 10.000 de păsări și dacă faci niște calcule economice, zic, bă, sunt o căruță de bani aici. Nu se regăsesc nicăieri. Deci când vorbim strict pe cifre și macroeconomic, fără să te gândești că de fapt alea 10.000 de găini, 10.000 de ouă sunt în 10.000 de gospodărie, adică ai un ou pe gospodărie, care nu înseamnă nimic. Nu, da. Bun, acum nu poți să mergi într-o politică din asta în care să intri efectiv cu bocanci în viața unui, să spun, locuitor al satului românesc. Și nu toți trebuie să fie găinari. Politicile trebuie gândite, trebuie puse într-o ordine, adică lucrurile trebuie analizate așa. Nu, eu trămân la ideea că o declarație care nu... Da, sunt urmă, atâtea de rezolvat în țară, credeți-mă, și vrem multe, să le da, facem, avem. Decât să intrăm acum într-o... Asta e o simplă declarație și atât. Până la urmă, informația contează cel mai mult și da. Încurajarea și informația de celor... bună calitate și informația care contribuie ca un stimul. Și un plus de valoare. Până la urmă, exact. Cum îi informăm și cum, dacă nu au curajul, că până la urmă, nici tinerii și nici
cei mai în vârstă nu au curajul să înceapă o mică afacere. De ce? Pentru că se gândesc, păi trebuie să dau bani la stat, păi trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Nu știu în primul rând care ar fi pașii concreți, efectiv, să ducă... Să... Da, e adevărat. Adică vreau să fac, să cresc găini, dar da, suferim pe partea de, pe partea de comunicare publică. Și nu publică. E, nici nu își permit ca să angajeze sau să... Se informeze, la urma urmei, da, că la urmă, nimeni nu s-a născut învățat așa. Și nimeni nu... Și noi, atunci, și acum învățăm. Absolut, totdeauna, deci nu e nicio rușine să... În orice domeniu, absolut. Nu poți să zici că le știu, am învățat, gata. Până dar așteptările sunt timp... foarte mari de la an la an. Să știți că asta e cel mai important lucru. România, ca stat membru, astăzi are și drepturi, dar și îndatoriri. Iar una din datoririle, să spun, politicii publice este să contribuie la bunul mers al componentei private, al componentei care susține efectiv economia. Tu trebuie să susții jucătorii dintr-o piață, dintr-o piață în care altfel nu ai un sens pentru care să existi și să menții traiectoria viabilă a statului, adică să contribui. Pentru că fără cunoaștere, fără informare, fără o abordare concretă și viabilă, nu poți apoi să dezvolți un sector sau să dezvolți ceva durabil, aici mă refer. Da, ceva până care la urmă să poți să aibă... dezvolți ceva pentru... Dar pe agricultură, politica ministerului este astăzi din ce în ce mai concretă și viabilă și mă bucură faptul că se mișcă lucruri, văd, observ acest lucru, nu cum am vrea de repede, dar cel cu puțin mărunți, cu pași mărunți. Care sunt domeniile cele mai dezvoltate agricol? Și unde spuneam, mai trebuie cum spuneam, componenta vegetală am dezvoltat-o și aici faptul că există astăzi tehnologii din ce în ce mai bune. Faptul că există tineri care vin din urmă, tineri care din ce în ce mai mult sunt preocupați, sunt interesați să intre pe o piață concurențială. Faptul că am început să realizăm potențialul zonei montane. Politicile din zona de munte acum sunt într-o plină desfășurare. Să încurajăm iarăși valorificarea pe zona de munte, cum am avut-o cândva. Ținând cont că a fost o zonă care n-a fost cooperativizată, n-a fost colectivizată, cum se spune. Așadar, politica agrară astăzi a statului este de deschidere pe toate fronturile. Cel mai important aspect astăzi, după consolidarea vegetalului, și să începem să creștem pe performanțe, rentabilitatea pe hectar. Adică cât introduc, cât dau hectarului și ce-mi dă hectarul mie. Componenta de materii prime, cum spuneam, s-a dezvoltat, apoi urmează partea cea mai importantă și pe care noi o salutăm cei care suntem implicați în dezvoltarea rurală, faptul că politica ministerului este din nou de reorientare spre componenta de zootehnizare, să creștem iarăși animale. Unde avem vegetal, unde avem cereale, unde avem materii prime, în loc să le exportăm, să dăm plus valoarea în afară, bineînțeles, pe o piață care, datorită fluctuațiilor, câteodată ne convine, câteodată nu, atunci haideți să gândim și este încurajabil acest mod de gândire pe care prin politici, decidenții astăzi au încurajat foarte mult acest concept de zootehnizare. Adică să readucem gândirea de a da plus valoare prin creștere de animale. Creștere de animale care va fi o verigă intermediară, apoi prin industria agroalimentară, și aici mă refer procesare, să punem pe piață produse finite din agricultură, cu plus valoare. Și asta înseamnă carne. Carne și derivați din carne. Tot ce înseamnă apoi procesare. Și apoi nu te mai plângi că cumperi numai produse din alte state membre. De începi să vii și tu un jucător la o masă, la o masă din ce în ce mai concurențială, mai acerbă, și așa îți câștigi reputația, pentru că consumatorul se orientează foarte repede asta. Să știți, consumatorul este foarte bine informat. Bineînțeles că și aici mai este loc de creștere, dar deja din ce în ce mai mult astăzi pe o tehnologie care este extraordinar de abundentă din toate punctele de vedere, avem astăzi facilități și imediat aflăm, nu vedeți într-o secundă, orice. Și astfel, consumatorul fiind informat, are așteptări mari din punct de vedere al calității și al produselor. Noi avem o problemă. Deci parte de ferme intensive și superintensive, fermele mijlocii mari și supermari, sunt într-adevăr foarte bine puse la punct și tehnologie de ultimă generație. Cel puțin pe partea de avicultură, discutăm la performanțe și costuri de producție cu orice firmă din vestul Europei și discutăm de tehnologie chiar mai nouă decât din vestul Europei.
Deci ne-am aliniat și am mers foarte bine pe acest segment de ferme mari și, mari și super mari. Numai că spațiul rural nu înseamnă numai fermele mari. Asta nu înseamnă că produsele din fermele mari, deci cine vine și spune că domnule, produsele din fermele mari nu sunt bune, atunci este o mare greșeală. Și pe vegetal și pe zootehnie. Noi trebuie să facem într-așa fel, să gândim că trebuie să existe și fermele mari și trebuie să existe și fermele mici și mijlocii. Și din cauza aceasta revin la regulamentul european cu privire la notarea oului, europenii au gândit acest lucru în care să se dezvolte și fermele mici și mijlocii. De fapt, noi problema o avem și fermele mari, o să spun, în avicultură, aici Radu o să-mi confirme, noi din punct de vedere epizootologic avem o problemă că avem 50 de milioane de păsări în gospodării în care aproape nu avem niciun control. Și atunci... Bun, una când... nu este reglementată din punct de vedere al interesului crescătorului astăzi în satul românesc. El zice, oricum eu o mână de grăunțe am în spatele casei, oricum am un produc ceva, hai să le dau să le crezi acolo, mai vin copii, mai dau un ou, mai tai o găină, mai... Dar dacă tu deja realizezi că ai o posibilă șansă de venit, de a face profit, atunci intri pe o piață în care trebuie să te reglementezi. Adică tu să-i creezi stat, proceduri sau cei care fac politicile. Există deja. El, exact. El să vină apoi să realizeze că este o oportunitate pentru el. Chiar și cartea vine în sprijinul acestora ca să îi educăm, să le explicăm și să le arătăm că se poate. Și cum este pe pasăre, se poate face pe porc, se poate face pe taurine. Acesta este pur și simplu un model pentru că noi ne-am axat și suntem specializați pe avicultură. Dar asta nu înseamnă că este cea mai bună soluție. Sau am descoperit roata acum și inventăm noi roata. Noi de fapt, cum spunea un prieten astăzi la lansare, de fapt noi explicăm din nou roata. Pentru că ce se întâmpla cu sistemul free range se făcea în anii 60-70 când a început industrializarea aviculturii. Deci când a început avicultura în anii 60, în sistemul ăsta se creșteau păsările cu acces liber în padoc. Dar vis-a-vis de starea epizootologică acestor efective în gospodările populației, astăzi medicul veterinar intră exact ca preotul. Intră în fiecare gospodărie, în fiecare curte și fiindițează. Dar omul nu duce în partea de profit această îndeletnicire. Ia să văd eu cum să fac ceva, să câștig un ban. Să câștig un ban legal, da, pe o procedură, pe o... Sunt, nu au idei sau poate nu își nu dau seama că se... Exact, nu au informația că ar putea să facă până la urmă. Tinerii astăzi au această datorie să se informeze. Că vor decide să facă sau nu, ei vor realiza din ce vor trăi. Ei vor realiza. Dar noi avem datoria să le spunem o alternativă, să le dăm o variantă. Că vor să muncească sau nu, asta ține de fiecare. Cu toate că rolul acum, dacă o luăm, vorbeam de satul românesc. Noi la țară, în satul românesc, am crescut cu o anumită identitate morală, prin care, de ce existi tu? Tu trebuie să mulțumești apoi divinității, ce-i crede, în orice-i crede. Trebuie să-i mulțumești într-un mod. Vă spun că toate se raportează la muncă. Asta nu dacă este altceva. Muncești... Deci nu este altceva. Asta e inevitabil. Va duce mai devreme sau mai târziu. Cine va spune că nu, că o să ni se dea, că o să ni se facă, că o să fie... Bun, sunt și aceste măsuri. Dar toate au în spate un demers Doamne, de muncă. Doamne ferește de niște cazuri speciale în care chiar omul are nevoie de un ajutor de la societate. Absolut. Aici, absolut. Aici trebuie să fie componenta de... Dar trebuie să venim noi ca specialist. Asta s-a desprins și de la liceu de la Miroslava. Că de fapt... Cred că liceele agricole și universitățile de profil, pe lângă faptul că pregătesc specialiștii din agricultură de azi și de mâine, trebuie să-i formeze și să le inoculeze faptul că ei în mediul rural sunt de fapt un vector de informare și educare și în momentul în care intră în gospodărie, să spună, domnule, nu mai ține găina aia care o ții tu de la bunica mama mare și cu cloșcă și vai de steaua ta. Uite, cumpără un hibrid de găină ouătoare, pentru că dacă îi dai același furaj, ai să ai două în loc de unul. Și este un câștig pentru tine. Mă bucură, pentru că mergând prin spațiul rural, mă bucură că din ce în ce mai mulți decidenți la nivel de comună, la nivel de decizii locale, realizează acest pericol. Pentru că noi nu mai avem forță de muncă, mă refer cei din agricultură. Este o mare problemă astăzi, forța de muncă, nu mai găsești. În toate domeniile. Au început să realizeze că dacă au agenți economici viabili, le cresc veniturile locale, pot să dezvolte proiecte pentru comunitate. Dar în contextul acesta, dacă mai susțin în continuare aceste ajutoare sociale, care, repet, Doamne ferește, sunt într-o Europa în care avem și drepturi și îndatoriri, cei care merită aceste ajutoare sociale, fără doar și poate,
trebuie susținut și premiul. Merită cei care dar, chiar nu pot să oameni, muncească. Exact, dar oamenii în general trebuie să înțeleagă că aceste ajutoare sociale sunt mai devreme sau mai târziu numai împotriva lor. Noi în agricultură ne lovim de acest lucru, suntem declanșatori sau factori de progres în agricultură. Creezi locuri de muncă, dezvolți pe verticală, creezi plus valoare. Dar toate aceste lucruri, atenție, se fac numai prin implicarea oamenilor. Resursa umană este vitală. Da, și de aceea nu se dezvoltă foarte multe firme. Sunt foarte multe locuri de muncă. Dar vedeți și la oraș, adică nu numai la țară. Asta spun, nu e doar... problema locurilor de muncă e și în oraș și cred că pe orice domeniu de activitate, sigur. Nu doar pe... acolo mai mult, pentru că li se noi pare acum, că muncesc... Dând un exemplu că am venit cu acest ghid practic, concret, pași de făcut, de urmat pentru cine vrea să dezvolte o astfel de afacere, găini ouătoare în sistem free range, în avicultură, cum se spune, găina care scurmă mai mult, seara vine cu gușa plină sau cu corect. Adică asta este și în, exact, asta este și în viața de zi cu zi în satul românesc, o gândire solidă, corectă, prin care tot etica și tot munca da, aia, dar dacă n-ar mai fi acele încurajări acela. Prin... Și încă un aspect. Este foarte important ca fiecare să-și urmărească propriul interes din punct de vedere al proiectului și al obiectivului pe care și l-a propus. Nu că nu mi s-a dat, nu mi s-a spus, eu n-am știut de asta. Nu. Ai obligația să te informezi. Să te informezi. Să mergi tu să te informezi. Mai bine întrebi de 2, 3, 4 ori până înțelegi exact ce trebuie să Absolut. Faci. Pentru a putea duce la... Și dacă bat 10 oameni la autoritate locală și spun același lucru, sau la autoritate publică și spun același lucru, înseamnă că există o problemă și atunci și autoritatea se adaptează după adică, societate. Ține și de implicarea. Cât nu ai un feedback. Ta. Păi au fost, pe mediul rural, chiar au fost, care au câștigat proiecte prin minimis, prin ajutor de tomate. Sigur. Când au luat banii, s-au blocat. Adică, după, nu când au luat bani, când li s-a aprobat proiectul, s-au blocat și pentru că noi înapoi. Și sistemul nostru de învățământ nu ne-a educat, cel puțin cum am prins eu, facultatea și liceul de specialitate. Nu ne-au educat să fim antreprenori. Educația până în 2001, când am terminat o facultate, era de genul că să fii angajat undeva. Da, dar deci acum dacă mergem acum în școli noi și întrebăm... Muncim, nu, dar acum noi... dacă mergem în școli și întrebăm ce vrei să te faci când crești mare, toată lumea răspunde director patron. Da, bun, e un ideal atunci, frumos, e da, un sens dar, bun, nu, dar pentru a ajunge acolo, trebuie să muncești, sigur, trebuie să, sigur, de implicare, să te implici, să te informezi. Nu poți. Chiar și învățatul este o muncă. Să stai cu siguranță, să stai să înveți, să stai Confucius să te documentezi. Spunea, omenirea, să zic, neaseamănă sau existența neaseamănă, dar educația ne deosebește. De aceea, cu cât ești mai implicat, mai informat, mai la subiect, pe ceea ce faci, cu atât vei obține și acele rezultate. Să faci pe un singur domeniu. Adică îmi place să fac să cresc găini outoare, mă informez cât se și poate mă specializez. De mult și mă specializez pe acel domeniu, pentru că oricât ai învățat, nu poți să te specializezi pe 2, 3, 4 domenii, pentru că nu o să-ți iese niciunul bine. Noi la noi, la România, este vorba aia, ne pricepem la fotbal, politică și agricultură. Da. Și cam așa se întâmplă și din de astea sunt și rezultatele, pentru că ne pricepem la toate. Am avut un proiect cu niște danezi și mă miram eu de ce era unul specializat pe găini ouătoare și unul pe pui de carne. După aia, începând să intrăm mai în amănunt, am văzut motivul pentru care. Fiecare cu... Deci ei merg pe ultra-specializare. Noi începem să ne pricepem și în veterinară și în zootehnie și în mecanică și în automatizare. În loc fiecare să-și facă treaba lui pe sectorul lui de activitate și tu să conlucrezi și să Bine, apelezi la ceilalți. Bine, într-un fel trebuie să ne specializăm pe mai multe pentru că ai nevoie. Că dacă nu știi să faci o afacere și dacă nu știi să faci tot ce ține de acea afacere, te ajungi la momentul în care nu găsești ieșirea din impas. Una e să ai o imagine de ansamblu, să ai cunoștințe de ansamblu și să fii specializat pe o anumită chestiune, dar tu să știi pe ansamblu ce se întâmplă și una e când te pricepi la toate. Să te pricepi la toate nu cred că e... Nu, evoluția la nivel de societate ține de fiecare dintre noi. Adică, efectiv, în concluzie, cam asta e menirea. Adică fiecare trebuie să fie răspunzător și categoric să fim ghidați de politici și coerente, vrei, până politici la urmă, bune. Să faci ceva. Că dacă absolut, nu vrei absolut. Și aștepți ajutor de la stat sau să vină totul de-a gata,
un loc de muncă. Nu, dar acum privind efectiv în oglindă, 10 ani de integrare europeană este un mare plus. Și am evoluat și ca societate și ca cei din agricultură, aici să mă refer pe domeniul meu. Lucrurile sunt într-o schimbare și sunt într-o evoluție. Doar cine nu vrea să vadă acest lucru nu poate... Am ajuns pe primul loc și al doilea loc la producția de porumb și de floarea soarelui. Sigur, acum sigur, trebuie să fim noi inteligenți. În loc să exportăm porumbul și floarea soarelui, să-l procesăm în România și să facem, să aducem plus valoare prin zootehnie. După aia din zootehnie trece pe partea de industrie alimentară și industria alimentară să fie către producători. Pentru că dacă vom exporta în viu animale, vom păți la fel ca și cu cerealele. Deci noi trebuie încet, încet să facem la altul. Și premiza e din ce în ce mai bună să vă dați seama că și eu ca zootehnist mi-aș dori ca ieri să fie fost, să se fi făcut toate. Dar sunt anumiți pași pentru care trebuie să-i facem și economici, și de mentalitate, și de educație, și de orice doriți dumneavoastră. Și nu poți să-i faci peste noapte, nu poți să faci acest lucru deodată. Trebuie. Dacă ne uităm și durabil. În istoria, și în istoria dinainte de 90, nu au apărut fermele peste noapte, fermele intensive, tot într-o anumită perioadă de timp. Într-adevăr, mult mai repede, pentru că atunci erau banii de la stat. Acum este în funcție de climatul economic și vedeți ce se întâmplă la nivel mondial și european, pentru că aici nu avem o problemă. Este un avantaj că suntem în comunitate europeană, dar este și un dezavantaj că trebuie să ne orientăm, să vedem ce produc europenii și să facem într-așa fel să producem mai bun și mai ieftin decât ei, sau măcar la același preț de producție. Ceea ce se întâmplă în avicultură, cel puțin în creșterea păsărilor, firmele românești de avicultură scot, chiar pot să afirm că produsele românești sunt mult mai bune calitative decât cele din afară aduse din import. Și prețul de producție, culmea culmelor, este același. Deci avem specialiști, avem tehnică, știm să facem. Problema e că să mai avem și puțin noroc și norocul ne-l mai și facem și noi singuri. Nu trebuie să așteptăm ca statul să vină de undeva ca un protector cu o mânuță și să ne dirigeze mai la dreapta, mai la stânga, pentru că de fapt statul înseamnă suntem toți și ar trebui fiecare la locul său să tragă câte un semnal de alarmă, să aducă în atenție și dacă și aduce fiecare contribuția, eu cred că este un câștig și un pas înainte. Până la urmă asta e și ideea, să fim uniți și să facem fiecare câte ceva, că dacă așteptăm nu putem să facem. Ca și concluzie, în ce direcție merge agricultura? Într-o direcție bună, într-o direcție viabilă, lucrurile se mișcă și cel mai mult mă bucură că din ce în ce mai mult, la nivel de societate civilă, la nivel de decidenți pe politici, se implică tot mai mulți în sensul constructiv, în sensul susținerii și avem exemple numeroase pe această temă. Cum spuneam, consolidăm prezentul, că am învățat din trecut și asta numai ca să pregătim viitorul. Și să atragem cât mai multă lume în domeniul agricol. Cât potențialul mai multe... este fantastic și reprezintă o mare, o mare oportunitate. De aceea, ori de câte ori am ocazia, încurajez pe toți cei care sunt interesați și care cred în acest fenomen, agricultura. Agricultura românească ți oferă, dar numai pe un fundament și pe un temei solid, adică pe o componentă informată, pe o componentă de cunoaștere, pe o componentă de implicare. Este o afacere agricultura? Este o afacere și este o afacere în ce mai bună. Dar uitați-vă, mergeți prin țară, să vedeți cum înfloresc. Da, costă echipamentele mai mult decât BMW-ul. Era o și o glumă pe Facebook la un moment dat. Da, nu vă mai uitați după băieți care au BMW, uitați-vă după cei care au câte o combină. Fiind în cunoștință de cauză, cum vă spuneam la începutul emisiunii, pământul, natura în general, dacă îi dai, ia-ți dă. Da, încurajăm toți cetățenii să încerce măcar sau să se documenteze în ceea absolut. Ce privește... Pe un fundament... Primul pas este documentarea. Și apoi da, să se apuce și să dezvolte. Facă, și pasiunea, pentru că în agricultură, spre deosebire de alte domenii și mai ales... Și mai ales în zootehnie, unde lucrezi 365 din 365 de zile, pentru că nu poți să-i dai vacii să citească ziarul dar cu în general, în concediu. În general, cu biologia, că vorbim de biologie, aici și plantele și animalele. Timpul nu-ți mai aparține ție.
nu poți să pleci, zici că am, e duminică, mă duc la biserică sau mă odihnesc. Poți să te duci o oră, nu e o problemă. Dar trebuie să hrănești animalul, trebuie să uzi planta, pentru că n-ai cum să lași. Astăzi avem 1-2 mai, sunt liber, am plecat în concediu. Nu, sunt anumite etape când trebuie să lucrez, ai și satisfacții. Într-adevăr, munca este mult mai dificilă și din cauza aceasta rezistă cei care sunt pasionați și au performanțe cei care sunt pasionați de acest lucru și rezultatele sunt pe măsură. Chiar dar dacă în mai orice târziu. Domeniu, dacă nu ai pasiune, nu realizezi. Adică nu că în agricultură. În orice domeniu. Spuneți-mi un domeniu în care dacă nu te implici cu pasiune și cu responsabilitate, ai rezultate. Există. Ce vorbim? Se pare că am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept cu alte informații despre agricultură și poate alte cărți lansate în noi vă mulțumim și vă mulțumim încă o dată pentru faptul că sunteți o sursă viabilă și serioasă de informare și ceea ce faceți dumneavoastră denotă seriozitate și, cum spuneam, implicare. Și asta e un lucru extraordinar. Ne dorim să aducem informații corecte până la urmă, că asta este un lucru deosebit și informația. Noi vă mulțumim pentru faptul că aveți deschiderea pentru a informa, pentru și a oferi, despre găini. Nu, pentru a oferi telespectatorului informație de calitate, o informație serioasă care să ducă în adevăratul sens de dezvoltare. Data viitoare vă așteptăm cu o carte despre ovine, de ce nu? Absolut. Până la urmă, de ce nu de pe toate domeniile sunt modele și modele. Măcar niște mici ghiduri, poate nu cât de cât mai... Dar uitați programul Oaia, care foarte multă, foarte multă lume și vedeați, îl luau în derâdere. Oaia, cât de mult asta se bucură. Și uitați-vă în unități agroalimentare, unități cu stele de servire publică. A apărut carne de oaie, peste care tot, era dispărută, nu exista. Și o carne de calitate. Deci străbunii noștri, strămoșii noștri consumau oaie, trăiam, cum să spun, și uitați câte beneficii sunt de pe urma. Doar că tot adică informația. Până cel mai bun exemplu acum. Nu există un program perfect. Nimeni nu o să poată să inventeze un program perfect. Dar cât de prost ar fi programul respectiv, este important că este făcut. Eu asta spun cel mai mult. Există un câștig pentru că cineva, de fapt, și-a asumat o răspundere. Când nu îți asumi răspundere, e simplu. Ce a făcut ministrul ăla? Păi n-a făcut nimica. Pe când așa, programul, bazna, oaia, diverse comentarii. La fel, și bazna și mangalița. Sunt colegii mei de specialitate. Dom'le, că nu-i bun. Da, ok, nu fi alternativă, tu alegi. Dar îți dau o alternativă. Eu îți aleg într-o paletă să... Ați auzit pe cineva până acum 2-3 ani despre bazna și mangalița? Nu, și anul acesta, să știți, chiar am fost în mediul rural cu acest proiect împreună cu Direcția Agricolă și am văzut foarte mulți oameni interesați. Da. Pentru că până la urmă... Pentru că văd o premiză, văd o șansă. E ceva, ce discutam despre 1000 de găini ouătoare, deci ce spuneam de 1000 de găini ouătoare, și asta este o soluție pentru decât să țină un porc de aiurea sau doi porci fără nicio profitabilitate. Uite, țin 10 purcei bazna mangalița. Și îi primești gratis până la urmă. Am contractul. Și ai desfacerea. Și am și desfacerea asigurată. Ce mai vrei? Și prețul garantat, un preț minim garantat. Că este mic, că este mare, că este nu știu cum. Dar este. Există. Adică și atunci este un pas. Nu ești pe minus. Că tu țin un porc normal, fac 10 purcei și eventual îi vând sau nu. Să văd dacă nu o să-l vând. Și îl vând cu 7 lei sau 6 lei kilogramul carcasă sau în 6 lei kilogramul în viu. Și n-am făcut nimica. Pe când așa măcar știu, măcar la data de am delivrat porcii, mă bazez pe banii aia, pot să-mi fac o planificare a banilor, a producției și uite, după aia mai populez din nou. Proiecte sunt... Nu, e important ca telespectatorii să se informeze, să verifice site-urile Agenției de Finanțare în Investiții Rurale, de Direcția Agricolă din fiecare județ, site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sunt informații clare și concrete. Deci dacă urmărești un subiect, nu există să nu primești răspuns. Depinde ce urmărești. Trebuie să ai o directivă și să urmărești un subiect care te interesează. Nu stai să văd ce aș putea să fac. Poate aia, poate aia, poate cealaltă. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Celor de acasă le mulțumim pentru atenție și le dorim o zi frumoasă în continuare. La revedere!